Ok, deja mi-e frică să știu ce s-a întâmplat cu mașina de teleportat, dar se pare că a funcționat! Wow! Să-i dăm drumul la Borostars! Așa că data trecută am încercat să pușez, să ajung la 14.000 de trofee și la fel ieri am pușat în continuare, până când am ajuns la 13.981 de trofee. Mai am nevoie doar de 19 trofee și o să fac 14.000 de trofee! Aleluia! În sfârșit! Ia să vedem... Bă, dar nici nu mai țin minte când am făcut ultimul episod unde am făcut 13.000 de trofee. Oricum, la rewards momentan nu mai am nimic, am doar două quest-uri. Sincer, nu prea mă mai interesează ca să fac atât de multe big box-uri, bonus-uri. V-am întrebat ieri dacă vreți să fac colecție, ca să spun așa, cu toate big box-urile de la bonus, ca să le strâng până când se termină sezonul, în 20 de zile, și o să fac până la urmă chestia asta. Dacă o să le strâng, o să le deschid în momentul acela, să vedem câte strâng. Hai să vedem ce este. Văd că este un skin pe shop, Spicy Mike, la 79 de gemuri, dar... Sincer, v-am zis, eu nu prea vreau să investesc, ca să spun așa, în skin-uri, pentru că nu mă ajută cu absolut nimic. Doar că pare mai ok, mai șmecher, nu. N-are nicio treabă. Văd că este un gadget pe Rosa, nu mai am coins, dar nu-i problemă. O să iau pe Colonel. Bam, și descriem și noi free box-ul acesta. Boom, coins, Jackie și Frank. Și astăzi o să vreau să facem 14.000. Hai să vedem pe cine, cu cine să fac eu. O să joc la solo. Ia să vedem. Colonel, nici nu știu ce mapă e. O să trebuiască să mă uit să văd ce mapă e. Surge, Jean, Edgar. Să merg cu Edgar. Hai să merg puțin cu Edgar să văd. Edgar e mai bunicel așa. Depinde acum ce mapă e. Merg mai la sigur merg. Haide, haide. Băi, hai că e bună mapa de Edgar. Da, asta e chiar bună. Îmi place. Aaaa! Aleluia! Am murit primul. Cât de bătut în cap să fiu. Bă, dar nu înțeleg. Eu nu înțeleg. Edgar versus Mortis. E mai bun Mortis din câte observ? Sau poate n-am jucat eu cum trebuie. Ok. Dar văd că mi-au dat-o bine de tot. M-am lăudat prea mult și de asta. Aoleu! Am plecat. Haide cu 14.000 de trofee. Te rog, nu mă dezamăgi. Bam, ok. Deci am, dacă aveam nevoie de 11, mai am nevoie doar de 19. Mai am nevoie de 24 de trofee. Ia uite-l pe ăla acolo. Cum stă aici, ia. Bam, frumos. Ăsta-i. Toate că ar trebui să joc cu brawler care au mai puțină rank decât cu din ăștia mai măricei. Mamă, ce bine m-am ferit acolo! Fugi! Că mi-o dă. Mi-o dă. Fugi. Aaaa! Am zis că le iau, dar nu le iau. Ok, mai bine mă feresc, mă bag și un boscheț aici. Eram sigur. Mai sunt 4. Alt Edgar, ok. Ok. Măcar pe locul 3 se ies sau ceva. Dar bine, mamă, fratele meu. Bine, bă, băiatul. De-aia îmi place ultimata lui Edgar, că sare. Și plus că ce place mie foarte mult la Edgar este că ultimata se încarcă singură, fără să dai damage. E un... Atât foarte mare chestia asta și te ajută la battle-uri, mai ales când ești în capcane de genul. Măi, aș avea șanse să le iau pe Crow. Ia să văd, am șanse să le iau sau să nu. Fugi? Hai, bine, mi s-a încărcat ultimata, asta e bine. Bun, mai suntem doar noi doi. Dă damage mai mare ăsta. Da, sunt mort, nu mai am șanse. Era atât de puțin să le iau. Măcar sunt pe locul 2. Hai să văd câte trofei mai am, că nu mai țin minte exact câte trofei mai am nevoie ca să fac 14.000. Bine, mi-a scos atunci 3, mai am nevoie de 16. Ok, hai să folosesc să joc cu brawler mai mici ca să pușez cum trebuie. Surge, trebuie să mă și gândesc, văd ce...
Cu Tara, Tara am cea mai mică la rang, dar nu prea mă pricep eu așa bine să joc cu Tara. Nici nu prea îmi place. Nu știu de ce. Barley, uite, a, mă, uite, cu Stu. E de rang 14, Stu. Nu prea mai ai jucat cu el. Dar bine, mă, că îmi dai fix în mine, boss. Bun. Cred că merge foarte bine Stu pe harta asta. Da, merge destul de bine. Doar să nu fiu eu bătut în cap, să mor. Ce mă dezamăgește pe mine este ultimata lui Stu. Sincer, nu prea mă dă pe spate. Haide, mă! Pentru că, na, dă, se duce repede în față și lasă cumva o dâră de damage. Niște foc în spate care dă damage la inamici. Așa a murit-o odată într-un match. Haide, haide-ți tu, uite-l acolo. Tac, tac, tac. Mă rog, puteam să-l iau. Dacă vine pe aici, îl iau. Da, clar, e a meu. Mamă, cât noroc pulate să aibă! A avut noroc. Mort. Locul 1. Ăsta-i, tate. Ia să vedem. Încă câte 6 trofee mai am nevoie. Bun. Vreau să mă văd dacă mai am costuri de făcut. Ok, încă 6 trofee mai am nevoie și asta e. Ultimele 6 trofee. Aici aș putea să campez puțin în boschet, să nu mă vadă, să fiu boschetar. Și iau direct 6 trofee fără nicio problemă. Haide, tată. Hai, mai trage una. Că mă așteaptă. Vreau să fug de leon. Să nu vin leoane, leoane. Concentrează-te. Mort, bun. Vai, ce mi-a dat-o ăsta să moară. A, de ce, de ce? Măcar am luat un trofeu, asta e bine, mai am nevoie doar de 5 trofee. O să joc tot cu Stu. Am făcut eu greșeala să mă duc acolo spre ei și de asta. Am văzut că venea și Bibi acolo, doar că nu mi-am dat eu seama. Mă rog, mi-am dat seama, dar am riscat-o și am zis că poate fuge, dar de unde? Asta e greșeala la mine de foarte multe ori că mă duc spre ei și mi-o iau pe cucoaș. Haide. Dă-i, dacă aș avea cu norocul să iau și celelalte două boxuri de acolo. Deci mai am nevoie doar de 5 trofee. Atât. Da, bine. Hai să nu mă risc totuși, că e de belea și cu Dynamite. Și mă cam enervează. Aleluia! Ce v-am spus? Măcar nu a scăzut în trofee. Bă, cred că ăsta e cel mai enervant episod în care încerc să ajung la 14.000 de trofee. Să trec de un anumit prag. Dar la fel, la fel, aceeași greșeală l-am făcut. M-am dus acolo ca nebunul și asta e. Am greșit. Ok, haide, bă, mai am nevoie doar de 5 trofee. Ce e așa greu să iau și eu 5 trofee?
A trebuit să-l iau, pentru că deja era enervant acolo. Bun. Mă duc și iau celelalte boxuri. Mai erau încă două boxuri aici. Uite-le acolo. Mă duc și le iau. Aleluia. Bun. Mort. Bine. Și ăsta e meu. Ăsta e meu. Ia uite, mamă, cât de frumos. Am crezut că e cineva acolo în boscheț. Ăsta e meciul meu, direct 14.000 de trofee. Ia uite. A, cu Piper, nicio treabă. Doar să nu mă duc eu iarăși ca nebunul. Haide, Piper. Hai. Nu fugi, dar știi ce fac? O să aștept să vină harta și atunci să vedeți. Da, ok, are range mai mare, da? Deci nu, categoric nu am cum să mă pun cu ea la distanță. Mi-o dă. Aștept cât să mă risc. Mai bine stau aici. Și aștept să vină harta. Și atunci o să vedeți ce frumos ne completăm noi. Ia, bam. Ia uite ce frumos. Pac! Stați așa puțin să-mi se încarce și mie viața. Bam! Ăsta-i. Să o iau, să nu o iau? Ce să fac? Să mă risc, să nu mă risc? N-are nicio treabă, ia uite. Mort! Hai, era să mi-o iau pe cocoasă rău. Mamă, ce prostie am putut să fac acolo. Am uitat că ultimata ei sare în sus și dă cu bombe. Nu m-am gândit la asta, că am vrut puțin acolo să râd de ea, dar na. Ok, am reușit totuși să merg pe primul loc și am făcut și rank 15. Foarte bine. Și am făcut, bineînțeles, 14.000 de trofei. Hai să vedem. Unde? Ăsta-i. 14.000 de trofei în sfârșit. Și ne-a dat și 200 de star points. Am 2100. Hai să vedem și noi ce ne pică la mega box-ul de 14.000 de trofee. Pac. 7 iteme. În sfârșit 7 iteme. Trebuie să fie ceva bun. Te rog, dăm doar să nu fie gadget, că dacă e gadget. Haide, dăm ceva bun. Dacă tot mi-ai dat 7 iteme, te rog. Cum ar fi acum să sclipească direct la 2? Bine. Nu te cred că e gadget. Star power pe... Oh, uite mă că mi-a dat star power-ul pe Shelly. Am ambele star power-uri acum. Și încă un gadget pe cine asta că am uitat? Pe Jesse. Ok, asta e bine. Măcar am reușit să iau star power. Și asta e 14.000 de trofee. Așa că ne vedem mâine la ora 5 după amiază cu un nou episod cu cei mai tari legendari. Salutare!